Am vopsit aceste ouă cu o vopsea naturală. Dacă sunteți curioși să vedeți cum am obținut aceste rezultate, vă invit să urmăriți acest film. Vizionare plăcută! Salut, prieteni! Sunt Marius. În filmul de astăzi este vorba, așa cum ați văzut, despre o încercare de a vopsi niște ouă cu o culoare din natură, cu o culoare naturală. Pentru asta m-am gândit să folosesc nimic altceva decât frunze de ceapă roșie, cu care sper să pot vopsi aceste ouă. Am 10 ouă. Pentru cei curioși să știe cât costă ouăle în Germania, aceste 10 ouă, din care văd că 1, 2 sunt deja lovite, costă în Germania 2 euro. Deci ar veni 10 lei, 10 ouă, 1 leu ouă. Bun, o să facem un decoct, o să facem un ceai, practic, din aceste foi de ceapă și cu ele o să vopsim ouăle. O să las să fiarbă, după care continuăm. O să mai pun niște apă pentru că e nevoie ca ouăle să fie acoperite, pentru că tot aici o să vopsesc ouăle. Deși încă nici n-a început să fiarbă, observ un lucru, și anume faptul că apa deja s-a colorat. A început să fiarbă. O să pun, dau un foc un pic mai mic și pun un capac pe el și îl las așa vreo 5 minute să fiarbă. După care o să scot foile și să rămână doar lichidul. Problema mai este că acum aceste ouă sunt reci. Și dacă le voi submersa în lichidul fierbinte, se vor crăpa. Însă, este doar un experiment, așa că nu se întâmplă nimic dacă virgulă vor crăpa. Să oprim focul, între ghilimele, și să scoatem resturile. Ok? O să folosesc o sită. Soluția este într-adevăr colorată. Deci mare grijă că nu știu dacă ouăle le va vopsi, însă cu siguranță un tricou, o chestie decolorată va păta foarte, foarte sigur. Bun, să luăm acum ouăle, unul câte unul, și să le păcălim în sensul că să le încercăm să le aclimatizăm ușor, ușor cu lichidul. Să și observe interesant că deja ouăle capătă o tentă ușor galbenă, gălbuie, la scufundarea în lichid. Într-o primă frază să le scoatem din oală și să le lăsăm la uscat pe o farfurie și să scăpăm de această soluție care căpătează foarte rău. Ok, și acestea sunt rezultatele. A zice că ăsta este cel mai bine vopsit și am reușit să vopsesc vreo 4 ouă, 5 ouă fără să spargă și observați că rezultatul este un pic mai închis decât poate un ou care avea de la început această culoare. Mi-aș fi dorit să fie un pic mai roșii, însă până la urmă este o culoare naturală și cred că este mai sănătoasă decât orice altă culoare care are proveniență artificial. Ok, prieteni, mă opresc aici. În măsura în care filmul meu a fost interesant, în ciuda rezultatului nu tocmai reușit, m-aș bucura să primez din partea voastră un like și un share și dacă vă plac filmele mele, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare, numai bine! Ciao!